ziua! Pe mine mă cheamă Ane și acum o să facem o rețetă simplă de wafle cu ciocolată. O să avem nevoie de 400 grame de făină, 100 grame zahăr, 100 ml untopit și răcit, 2 ouă, 200 ml lapte, 5 grame praf de copt, puțină esență de vanilie și puțină ciocolată. Dacă vreți, poate să fie și multă sau poate și simplă. Am luat un bol și acum am uitat să vă spun. Și aveți nevoie și de un prăjitor de făcut wafle. Eu am luat un prăjitor care are forme de inimioare. Am pus ouăle în bol. Acum punem zahărul. Am pus untul. Acum trebuie să punem laptele și puțină esență. Punem praful de copt în făină. După aia îl turnăm. Amestecăm și acum punem praful de sare. Am terminat să amestec compoziția. Am deschis aparatul, dar înainte să punem compoziția, trebuie să ungem puțin cu ulei. Cu bolonicul punem în centru compoziția. Miroase foarte bine! Uite cum a ieșit wafle mele din dragoste! Poate să fie wafla voastră goală, cu ciocolată, cu banane, cu miere, chiar și cu căpșuni, pentru că căpșunile sunt preferatele mele! Pa, pa! Sper să vă iasă și vouă frumos! Vă pup! Poftă bună!